ciucurile, nu, mă. Băi, nu, nu strica momentul. Doamnelor și domnilor. Bă, mi-ați găsit cauciucurile, mă! Doamnelor și domnilor, dragă Mircea Eremia, stimați telespectatori, ce trebuie în viață este doar să îți dorești, să te gândești la ceva să și universul chestia asta, mă, va lucra pentru uite, tine. Mă. Și să începi fără să te gândești prea mult la tot ce se după poate. După 9 luni de zile, timp în care alții fac un copil, doamnelor și domnilor, regăsirea om cauciuc, cauciuc om proprietar, șofer, trei roți? Trei, s-a găsit trei. Păi stai că nici nu... Păi nu, vezi că n-au... Mai al, să mă, al patru să... le-a dat totul. Vino că m-a tate plic... Da, nu pleci așa! Miki, muzica! Tu ești și baletul și... Avea și semnul, dar nu mai ținite. Ia! Și acum? Dar ce, scauciucul e plecat în Germania, nu? Bă! Ce, bă? Păi... nu mă supărați, bă, asta nu-i mătușa mea, ca să zic. Bă... Ce? Aurica, ți-am zis să-i aduci... Aurica, ți-am zis să-i aduci mătușa din Canada, nu din Băicoi. Păi... Și asta nici nu-i mătușa asta. Păi ce? Pe lângă faptul că sunt trei, sunt și trei diferite. Nu, asta nu e de iarnă niciodată, ia-l de aici. Astea sunt de iarnă. O să mergi mai așa. Nici ăsta nu e al meu, e al de aici. Ăla e de Dacia, mă. E, ți-am găsit cauciucul. Ia-l să-l port sănătos. De ce să fac mulțumim cu el? Mulțumim redacției Tineret, Jocuri și Concurs, care a făcut posibilă. Mulțumim Tarom România, care a dat biletele de avion pentru această regăsire. Aurica, mai caută, tată. Ce vreți, mă? Ce? Stai așa să vă auziți și voi. Ridică și verdele lui George Gheorghe. De câți bani ai dat, de atât ai primit. Mulțumim. Aici nu vreau să sunt prietenii tăi. Haideți, estimați telespectatori, să mergem mai departe. Știu, prin asta treceți mulți dintre voi. Nu știți unde sunt gumele de iarnă? Da. Unii dintre voi trebuie să ajungeți la foste acasă, pentru că ele aveau garaj înainte să vă dea afară. Mamă. Deci dacă Andreea Marin ar vrea, aș putea face cu ea în perioada asta un special. Numai cu cei care trebuie să-și sune soacrele în pivnițele cărora sunt cauciucurile de iarnă, având în vedere că ei nu mai sunt căsătoriți. Da. Andreea îl va recunoaște și pe puberul, să rămână Andreea. Îl știi? Uite-l, nu a mai crescut. S-a mai îngrășat. Puberul și-a început serviciu practic de adevăratelea. N-avem unde găsim o fotografie cu tine? Avea 20 de ani. Instagram pe puberul. Avea 20 de ani și lucra deja la surprize. Și de atunci, iată, nu a evoluat deloc, a involuat. Dar asta este. Dragi telespectatori, șoferi, șoferițe, vă rugăm mult de tot. Dacă ați uitat cauciucurile de iarnă într-un loc are poze numai cu iubia, dubios, poate ați schimbat de două ori relații de la iarna trecută până acum, nu uitați că este păcat, practic, să nu-l primiți pe netot acasă să-și ridice. Am vorbit și așa ce făceați cu ele. Le puneați pe foc, ele le puneați pe foc. Faceți și poluare, dați-le înapoi. Lasă că o să căutăm noi poza pentru la anul. Da. La anul și la mulți ani. Era un super moment de neața, bă, Dănuțule, bă. Care era un super ăsta moment? Era un super moment de neață. Așa, uitându-mă la tot tămbălăul ăsta, mi se pare că ai făcut o antineață. Pa, mă, hai. Doamne și domnilor, dacă nu ne-a ieșit cu surprize, mâine îi aducem lui Răzvan cauciucurile duminica în familie.